posibilitatea să admirați 40 din operele mele. Pictura pentru mine e un hobby. Un artist atât de remarcat și remarcabil într-un domeniu altul decât cel de astăzi, își găsește și timpul și sensibilitatea și talentul suficient ca să ne bucure ochiul cu atâtea flori foarte bine realizate. Și în plus, ultima parte a bucuriei, faptul că face lucrul acesta și această expoziție, această vânzare de talent, într-un scop caritabil, ajutând artiști în vârstă, artiști care sunt în nevoință, sau tineri care au nevoie de un sprijin la început de carieră. Pe veci suntem de-am fi oricum. Să te doresc nu-mi pare rău. Iubire vreau să-mi dai acum. Să am aproape chipul tău. Îți dăruiești sufletul, că de fapt asta e aici. Îți dăruiești sufletul, nopțile, singurul puțintelul timp care l-ai liber pentru ca să faci și această frumusețe. Bravo ție! Mulțumesc, bravo, te felicit și încântată sunt de această expoziție. Mulțumesc frumos! Suntem unul într-un vis prea mare. Simt cum cerul mă apasă, viața asta e prea frumoasă, sentimentul către care... Pictura nu e deloc ușoară, iar domeniul, subiectul pe care l-a ales pictorul nostru nu este deloc ușor. Să știți că nu e deloc ușor să pictezi flori. În primul rând, pentru că toată lumea crede că e ușor să pictezi flori, dar florile, inclusiv prin structura lor fizică, dacă vreți, sunt prin delicatețea lor, sunt greu de surprins în această practică fizică a picturii pe pânză. Să te doresc nu-mi pare rău, iubire vreau să-mi dai acum, să am aproape chipul. Pe veci suntem de-am fi oricum. Să te doresc nu-mi pare rău. Toate acestea, însumate, ne dau o lecție de umanitate. Îl felicit și doresc mult succes. Îl prețuiesc în primul rând pentru faptul că va rămâne unul dintre artiștii care știe să facă lucrurile bine și frumos, care își asumă până la capăt ceea ce face și mai mult decât orice, eu cred că Paul este un elegant diplomat al ideilor duse până la capăt. Personajul Fuego este un personaj complex, este un personaj greu de intrat. Aș vrea să-l felicit pe Paul pentru talentul care îl are, în primul rând pentru muzică, dar văd că nici cu tablourile nu stă rău, stă din contră foarte bine și aș vrea să-l felicit pentru ideea nemaipomenită de a pune arta în slujba artiștilor. Mă bucur și admir faptul că Paul, nu numai cu cântecul, dar și cu pictura, ajunge la sufletul oamenilor, căutându-le necesitatea în frumos. De aceea am observat aici oameni de cultură, oameni de artă, care apreciază foarte mult tablourile și nu numai. Nu-mi place deloc când spune, eu sunt un amator. Nici mie nu-mi place chestia asta, pentru că uite-te ce simț al culorii, al proporțiilor, ce mână bună are, cum se spune. Nu trebuie să mai spună că e amator. Nu, el este un artist plastic, un pictor. Nu există, nu studiile de specialitate fac din tine un artist. El n-a studiat pictura academic, dar pictează mai bine decât mulți alții. Bravo, Paul! I-a dat Dumnezeu atâta talent acestui Paul că... Mă mir, eu chiar când, până acum câteva luni, n-am știut că și pictează așa de frumos. Când te uiți la un tablou, să te bine dispune, să dea energie, mie îmi dă. Art by Fuego. Există inițiativa Artă pentru Suflet. Asta mi-am dorit, de fapt, cel mai mult, să pot pune pe picioare un proiect care să ajute. Majoritatea fondurilor strânse din vânzarea picturilor mele merg către marii artiști ai României. Mi se pare înălțător felul în care hotărăște să-și dedice timpul liber celor care au prea mult timp liber. Eu mă zbat să-i fac sufletului ce viață, care este Iura, al meu, un post de bronz. Singurul om care a venit să-l ajute pe Iura pentru acest lucru a fost Mărico. Iar noi până atunci nu le cunoscusem, nu le cunoscusem personal niciodată. Deci numele lui Iura îți mulțumim din tot sufletul. De ceva vreme sunt nu numai bătrână, dar mai sunt și bolnavă. Și mă încearcă și o sărăcie pe care n-am cuvinte să mi-o exprim. Ce bucurie enormă am avut când am auzit că despre mine a aflat domnul Paul Fuego și va veni să mă vadă. Gata, doamna Betii, sunteți minunat! Ce vreau să vă spun? Vreau să vă spun că din banii pe care domnul Paul mi-a dat, m-am dus și mi-am cumpărat și medicamente și am reușit cu ajutorul doamnei Rodica, am reușit ca într-o săptămână să scoatem o carte de poezie. Ți-am zărit în priviri, șoapte mi-ai pus în sclipiri, clipa de-ar vrea și de-ar putea. Ruga serii, aici la Gold Art. A fost într-un fel sau altă ruga serii. Eu tot amintești, tu mă bucur că piesa asta este una dintre piesele mele de suflet. Versurile ți aparțin? Versurile mi aparțin, muzica maestrului Chereștei. Sunt onorat că maestrul Chereștei mi-a acordat încredere și că el, la cei 82 de ani, mi-a oferit mie șansa să pot scrie pentru muzică. Eu scriind de foarte mult timp, dar aceasta a fost o provocare. Îți mulțumesc pentru ceea ce faci pentru noi, îți mulțumesc pentru că, eu zic, a fost o reușită, atât această seară, cât și micuța noastră emisiune, Familia Favorită. Și eu trebuie să-ți mulțumesc pentru că mi-ai dat șansa să fiu în familia voastră. E o onoare pentru noi. În Familia Favorită, care ține de 8 ani, eu sunt doar de vreo 3 ani în familia asta mare și frumoasă și cred că împreună vom pune bazele încă pe atâția ani împreună. Sunteți buni, veți merge împreună în continuare, aplauzele vă vor însoți, pentru că noi, publicul spectator, îl iubim pe el, vă iubim pe voi și totul crește, înflorește și ne împodobește. Coborâm în altul. La braț dimineața, dragostea-i pe viață.